Ca să pot vorbi despre Vasile Cepordei, despre preotul Vasile Cepordei, mi-am scos câteva informații. Întrucât, în anii 90, eu fiind jurnalistul la vremea aceea, la ziarul Tineretul Liber, cunoscându-l, am realizat șapte episoade în care Sfinția Sa mi-a povestit despre ceea ce a petrecut în perioada de detenție, în închisorile din România și în lagările de la Vorcuta. Aș putea să spun că. Părintele este născut la 5 februarie 1908 în Basarabia, undeva în comuna Cârpești din județul Cahul. Și ceea ce este interesant este că această localitate se află în apropierea comunei Țiganca, unde în 1941 patru diviziile armatei române angajate în lupta pentru dezlobirea Basarabiei au fost decimate. Da. El a avut rezultate extraordinare în ceea ce privește pregătirea școlară, și ceea ce, mă rog, îl pune în contradicție cu regimul sovietic la vremea respectivă a fost atitudinea lui exprimată în scris, pentru că părintele Vasilei Țăpordei a fost și un mare jurnalist al Basarabiei a colaborat la foarte multe reviste, la foarte multe periodice din perioada respectivă și a avut o atitudine tranșantă, atât față de Stalin, cât și față de necesitatea unirii tuturor românilor. Eu mi-am notat așa în trecere câteva date, deci a fost directorul revistei Studentul a facultății de teologie din Chișinău, a predat gratuit religia la școala primară de Caterina Teodoroiu din Chișinău, apoi la solicitarea lui Nechifor Crainic a devenit colaborator al publicației Calendarul, unde mai colaborați în timp cu articole, cu reportaje, însemnări și recenzii, de asemenea, a semnat materiale publicistice în Luminătorul, Misionarul, Cuvântul Moldovenesc, iar în 1933 a scris pentru țara noastră, o publicație fondată de Octavian Goga. Dar ceea ce cred eu că i-a atras uh, uh, urmărirea autorităților uh, uh, staliniste au fost articole extrem de dure pe care le-a scris în publicația Raza, care era organul de presă a Uniunii Clerului Ortodox din Basarabia. La adresa politicienilor, la adresa lui Stalin, în mod special. Aici a fost director, apoi a ajuns această revistă în România, sub denumirea de Raza Basarabiei, prin 1940, unde a apărut un singur număr, după care s-a întors în Basarabia și a condus părintele cotidianul cu același nume Basarabia. În februarie 1990 s-a constituit în București Asociația Culturală Pro-Basarabia și Bucovina. Era una dintre primele ONG-uri, dacă vreți, înființate imediat după Revoluție. Membrii fondatori erau 21 de persoane, sigur majoritatea basarabeni refugiați în cele două refugii 1940-1944. Printre acești membri fondatori, desigur, erau părintele Vasile Țepordei și colegul său de suferință, dar și de slujire a Sfântului Altar, părintele Sergiu Roșca. În calitatea pe care am avut-o ocupându-mă de cultură, am intrat în contact cu membrii, cu activitatea acestui ONG, așa încât prin 1993-1994 am fost coptată de chiar președintele de atunci, fiul celebrului Pantelimon Halipa, membru în sfatul țării, care au votat unirea la 1918, Basarabia cu patria mamă, România. Deci, în felul acesta, în 1992-93, l-am cunoscut pe părintele Țepordei. De atunci, în fiecare an, noi, Asociația Vorbesc, organizam manifestări, și comemorative, dar și uh, cu tentă istorică sau de uh, omagiere a unor persoane de Basara Bene, la care Părintele Țepordei și uh, colegul, pentru că erau nelipsiți, Sergiu Roșca, uh, participau uh, la deschidere cu TDU, dar chiar și cu conferințe. În felul acesta uh, ne-am chiar uh, apropiat, uh, le-am uh, le ascultat sfaturile, I-am ajutat și-au lansat o serie de cărți la Muzeul Național de Istorie a României, unde eu mi-am desfășurat activitatea timp de 25 de ani, în care am organizat pentru prima dată și o expoziție fotodocumentară genocidul românilor din Basarabia și Bucovina, pentru că la noi se vorbește, din păcate, numai de genocidul altor neamuri, dar al Basarabiei și bucovineilor nu, e tabu. Deci am organizat acea expoziție în care, desigur, i-am prezentat cu suferințele lor. Pe Părintele Vasile l-am cunoscut încă de mic copil. În, în anii 80, la începutul anilor 80, Eram uh, elev la școala 77 și veneam împreună cu alți copii de vârsta mea să mâncăm uh, fructe din uh, curtea casei parohiale. Vreau să spun că nu cerem voie și se în gardul și mergeam cu toții să mâncăm aceste fructe. La un moment dat, uh, Părintele Vasile ne-a prins, ne-a văzut, de știa, știa că nu facem alte prostii și încet, încet s-a legat o prietenie între noi doi. Eu, neavând bunici și ca toți ceilalți copii din cartier, crescând cu cheia gât de gât, am îndrăgit foarte mult pe Părintele Vasile, l-am îndrăgit mult și îmi doream să fiu preot, mai ales văzându-l și pe dânsul cu acea prestanță, cu acea pedanță, având, era un om înalt, Bine făcut. Întotdeauna când mergea la o conferință preoțească, mergea cu brâu roșu, mergea cu cu pectorală, avea fes și îmi doream să fiu șocat și dânsul. Trebuie să spun că nici băștinașul nu stătea prea bine. Acest fort era așezat în mijlocul unui cartier și când atunci când a intervenit ofițerul și a vrut să întrebă slujba, ei au cântat și mai tare, foarte tare. Erau peste 200 de oameni, imaginați ce putere să cânte 200 de persoane. Hristos a înviat uh, din tot cu de toată simțirea Lui. Și s-a auzit dincolo de zidurile de, de gardul înalt de 4 metri al, al acestui fort, încât a impresionat pe locuitorii uh, cetății. Pentru că ei erau lisiți de mult de biserici. Să știe că în timpul stanii bisericile au fost demolate, cele care erau mai monumentale au fost transportate în, de, în depozite, transformate în depozite. Deci nu au lisiți de mult o slujbă, mai ales chiar de Paște. au că este Paștele, avea cea, acest simțământ și a, s-au au minunat când au auzit cântând, Hristos a înviat. De, deși era în limba română, se știe că muzica psaltică este aceeași pentru toată lumea ortodoxă. Și răsântul acestei sărbătorii, a făcută de credincioșii din România, și-a dus de departe de satele din împrejurimile Ivasului. Până și soltații de pază ne-au povestit, spune autorul acestei cărți, despre întrebările care le-au pus bătrânii acelei cetăți, să le spună ce s-a întâmplat chiar și comandantul acestei cetăți a fost asaltat de familie, soacra lui care era în vârstă și foarte credincioasă și ea i-a cerut sub formă de jurământ ca să nu aibă nicio repercusiune asupra românilor care au organizat acest eveniment pentru care are mult respect și mare admirație. Și spui, chiar citesc, se spunea, i a spus părintelui Vasile și acestui prieten neamț care l-a ajutat să organizeze. Ce era să fac dacă vreau să am liniște în casă? Am făcut-o și pe asta, dar vă rog să fiți mai prudenți. De multe ori, brigăsele care ieșeau la lucru, erau întâmpinate de pe care, care întrebau, se află și printre ei români și când confirmau, ei se duceau să spună mai, mai departe, că în, în aceste detașamente se află uh, și un grup de român. Atunci ei își făceau semnul Sfântei Cruci, mulțumind lui Dumnezeu și rugându-se pentru toți acești oameni care, prin acțiunea lor, au adus noi speranțe și bucurie în casele lor. Cum spune autorul acestei cărți, spune că acest fenomen nu va putea fi șters din amintirea locuitorilor și a soldaților din Iavas. A fost prea măreț, iar mentalitatea omului rus este de așa natură că trebuie să povestească mai departe, ca și cum însuși ar fi participat la acțiune.